Cabala 100% este miercuri, vorbim în continuare despre chakre, emisiune foarte interesantă, pentru că vorbim despre energia corpului nostru, cum putem să ne coordonăm, pentru că nu e așa, am aflat asta și toată lumea știe că înainte ca o boală să se manifeste, înainte ca o stare de disconfort să se manifeste, ea este precedată de o tulburare la nivel energetic, pe care dacă, și asta se întâmplă în aura din noi, asta se întâmplă în cadrul chakrelor, pe care dacă știm ce să facem cu ea, cu această tulburare, dacă știm cum să o echilibrăm la nivel de chakra, putem împiedica dezvoltarea, eu știu, unei direcții care, dacă ajungem să o simțim în corp și dacă ajungem cu ea la doctor sau la specialist să ne o rezolve, înseamnă că este deja destul de mult de lucru. Pentru că am avut foarte mult timp înainte, când corpul, sufletul și energia era în stare de echilibru, spre a o redefini în echilibru înainte de a merge mai departe în dezechilibru cras. Vorbeam săptămâna trecută despre chakra rădăcinii, vorbeam despre cele 7 chakre, spuneam că sunt mult mai multe, da, pentru că chakrele sunt puncte de energie care se învârt. Vorbeam săptămâna trecută despre faptul că principale sunt 7 chakre și da, ele au o analogie extraordinară cu cele 10 sfirot atunci când vorbim despre Kabbalah. Dar ne referim acum la chakre pentru că chakrele sunt, pornim cu ele de la partea inferioară, iar menținerea lor în echilibru, deși ne uităm la ele doar în locul în care ele se află, ele toate, în totalitate, depind, una sunt interdependente una de alta și mai ales vin de sus, pornesc de sus. Și ai nevoie ca ele să fie luminate, ai nevoie ca ele să fie inspirate de lumile superioare. Deci, practic, am vorbit data trecută de chakra rădăcinii și de malhut, am vorbit despre faptul că chakra rădăcinii o reiau doar pe scurt ca să putem să mergem mai departe cu chakra sacrală. Am vorbit săptămâna trecută că chakra rădăcinii este chakra care se află exact pe coloana vertebrală, se află în zona coccisului, este reprezentată de starea de pământ și de împământare și mai spuneam că se află exact în zona care se află între anus și sex, exact acolo se află și ea contează foarte mult. De aceea putem să ajungem să facem alegeri foarte nepotrivite în ceea ce reprezintă baza atunci când vorbim despre sex, dar vorbim, nu-i neapărat baza, este mai degrabă împământarea, da? Pentru că chakra despre care vom vorbi astăzi se referă de fapt la sex, doar că această chakra rădăcinii fiind vorba de împământare, da? Ne dăm seama că ajungem să împământăm în noi lucruri și stări ale oamenilor cu care ne întâlnim și cu care avem de-a face. De aceea trebuie mare grijă, mare, mare, mare grijă, mai ales când suntem cu chakrele deschise și când suntem cu sufletul și inima deschisă, mare grijă la mediul înconjurător, mare grijă la apropieri, mare grijă la apropierile intime. Când, unde și cu ce ele au importanță extraordinară, pentru că ele dau echilibru, pentru că avem nevoie, pentru că bărbatul este plus și femeia este minus, pentru că este nevoie de această întâlnire. Pe de altă parte, este nevoie de acest echilibru, pentru că odată ce alimentăm aceste chakre inferioare cu energie care nu este 100% așezată, nu este 100% filtrată, după fiecare contact împământăm energie care nu este a noastră, ne hrănim propriile rădăcini cu energia partenerului cu care am fost sau mulților parteneri pe care i-am avut și ne trezim că avem bani, că suntem avem de toate, suntem la lucru, fericiți, avem tot ce ne trebuie și totuși o stare continuă de nefericire ne bântuie aici în 1%. Una dintre marile cauze este faptul că nu alimentăm cele două chakre inferioare cu energie, nu lăsăm ca ele să fie inspirate de chakrele de sus. Deci asta vorbeam despre chakra rădăcinii. Mergem mai departe cu chakra sacrală. Îi se mai spune Swadhisthana, îi se mai și spune chakra sacră și este exact, spuneam că chakrele se află pe coloana vertebrală, și este exact chakra care se află în jurul buricului. Dați seama că buricul reprezintă
legăturile astăzi, toată lumea face cursuri despre tăierea cordoanelor umbilicale, mă rog, povești de astea, care sunt foarte importante și în Kabbalah, unul dintre cele 72 de nume este tăiatul cordonului umbilical, pentru că continui să te hrănești cu energie, în primul rând de la părinți, de la familie, de la mediul unde te afli, pentru că facem, legăm cordoane umbilicale cu toate zodiile și cu toate locurile prin care trecem. Ei, ne dăm seama că chakra sacrală, care este chakra sexului de fapt, ea este o chakra care ne ajută să ne raportăm într-un anume fel la emoțiile pe care le avem, dar și la emoțiile celorlalți. Este chakra care se referă 100% la sex. Eu am menționat în emisiunea trecută și în cazul chakrei rădăcinii sexul, pentru că acolo de fapt depozităm, de la buric se duc în jos practic, stările de care se duc spre rădăcini și ele devin hrană pentru rădăcinile noastre. Și dacă am avut o experiență intimă cu prieteni, sexuală, la serviciu, la bloc, eu știu, am avut experiență aici în 1%, în imediata noastră apropiere, am avut niște experiențe nereușite, ei bine, parte din reziduri, parte din toxine se scurg în rădăcini și de aceea noi continuăm și stăm într-o stare de supărare, pentru că ne hrănim cu acele reziduri, bineînțeles că la un mod inconștient, ne hrănim o perioadă lungă din acele reziduri, rezidurile durerii, de rezidurile respingerii, o grămadă de reziduri. De ce stările de fericire țin foarte puțin? Pentru că ai nevoie să folosești chakrele superioare. Câtă lume își poate activa aceste chakre? Lumea nu știe să facă acest lucru. În schimb, chakrele inferioare, pentru că trăim în 1% și mediul conjurător ne mai și stimulează, după ce trecem o activitate sau o experiență nereușită, da? În chakrele inferioare rămân rezidurile și toxinele și noi continuăm să ne hrănim cu reziduri și cu toxine din ceea ce am fost. De aceea, din punct de vedere a spiritualității, ai nevoie să dai un timp durerii, să se consume acele reziduri, să apuci să vezi și cu chakrele luminii, cu ceea ce primești de sus, da? Să apuci să înțelegi ce s-a întâmplat, să ajungi să gândești în termen de soluții, ca să poți da drumul în chakrele de jos, acolo unde car neliniștea, nemulțumirea, tristețea, depresia și așa mai devreme, și așa mai departe, pentru că când o viață întreagă, de la o vârstă de vreme, da, trăiești într-o stare de depresie, păi este clar că din chakrele rădăcinii tu îți alimentezi ființa cu depresie, cu stări foarte greu de dus. Raportarea prin chakra sacrală la emoții este absolut esențială, pentru că de acolo vine creativitatea sexuală și de acolo vine atât energia sexuală cât și creativitatea sexuală. Culmea, de acolo vine și creativitatea personală. Adică noi avem nevoie de inspirație și să ne conectăm la divinitate, dar creativitatea personală a fiecărei persoane se află exact în jurul buricului și practic, dacă această chakră este blocată, simți o lipsă de control în viață, simți niște lipse care nu sunt așa cum trebuie. De aceea apropierea, și iară revin, când o să vorbim despre chakrele superioare, nu mai vorbim atât despre partea sexuală, de aceea revin la partea sexuală. Trebuie foarte mare grijă cum ne alegem partenerii de viață, cu cine devenim intimi. Pentru că aceste chakre odată blocate, dacă ești într-un domeniu în care trebuie să creezi, dacă relația nu este așa cum trebuie, dacă relația este pasageră, dacă relația nu mulțumește, ajunge să înhibe geneza ta în viață, ajunge să înhibe creația sau dimpotrivă, dacă lucrul este așa cum trebuie, ajungi să cucerești lumea cu ceea ce ai de făcut. Când vorbim despre chakra rădăcinii, spuneam că începem direct pe coloana vertebrală, dar iată că acum dintr-o dată vorbim despre chakra sacrală și spunem că se află sub buric. Ei bine, tragem așa ca un fel de linie și deja ne gândim cam unde s-ar afla ea pe spate. Putem să punem și mâna pe spate să vedem cam pe unde s-ar afla. Ar fi cam pe undeva la 2, hai să zicem la, nu știu, să zicem la 2-4 cm sub buric, exact acolo, poate un pic mai mult, chiar 5 cm, depinde de înălțimea omului, exact acolo se află această chakră sacrală.
Deci, în mod normal, o practică intensă, o practică sexuală intensă de dragoste fizică duce la o geneză și la o, la o stare în care simți că poți cuceri munții. Nimic nu se compară cu asta. Este o stare pentru care merită să trăiești. Este o stare pentru care merită să-i dedici viața ta și să cauți omul cu adevărat cu care să poți să faci acest lucru. Pe de altă parte, dacă se instalează vreo stare de nemulțumire, dacă din punct de vedere mental și sufletesc omul nu corespunde, nu poate duce niciodată o stare fizică, oricât ar fi de reușită din punct de vedere sexual, nu poate completa găurile și lipsurile care vin din partea de sus. Pentru că este nevoie de stare de abundență, de plăcere și sexualitate și se știe că feminitatea și masculinitatea sunt energiile de bază din care noi ne dezvoltăm. De aici învățăm în spiritualitate că primul este faza cu masca de oxigen, întâi eu să pot să iau oxigen și mai apoi mă pot ocupa și de restul. De aceea, înainte de a ne angaja într-o relație de oricare, de prietenie, o relație de, nu știu, de parteneriat, o relație cu atât mai mult o relație intimă, un studiu foarte serios a situației este absolut esențial. Pentru că dacă lucrurile, bineînțeles că nimeni nu-ți poate da o garanție și treaba nu este să ne ferim de durere și să nu vrem să trăim viața, că viața e compusă din lumină și întuneric, așa suntem în 1%, ele vin către noi oricum. Chestia este cum vin ele către noi, cum le primim noi, ce facem noi cu ele. Deci, în partea aceasta a chakrei sacrale, avem apa ca element care ne poate ajuta să spălăm tot. Și, practic, această chakră se dezvoltă undeva între 8 și 14 ani. Este foarte important felul în care lăsăm copiii, că, pentru cei care cresc și au crescut copii, cum lăsăm copiii să crească, cum lăsăm copiii să se îndrăgostească de la vârste mici, să vorbească despre sentimentele lor de la vârste mici. Am primit nu de mult o fotografie cu o fetiță care are cam un an și jumătate și care vorbește, mă rog, nu vorbește limba română, dar vorbește limba ebraică și leagă așa câte un cuvânt de când în când. Și la un moment dat, în timp ce își curăța singur o mandarină și se uita la prima ploaie din viața ei, pentru prima oară se uita și vedea ploaia afară, se întoarce către mama ei și spune, Kefli, mi-e bine. Deci mama ei s-a trezit dintr-o dată că această fetiță exprimă o stare de bine, cu bucurie, râde, în timp ce contemplează, deci se uită afară și vede că plouă, un copil care nu știe să vorbească, dar găsește cuvintele la un an și jumătate să spună, mi-e bine. Ei, sunt oameni maturi care nu pot spune acest lucru. Sunt oameni maturi care nu sunt în stare să trăiască acest lucru sau dacă îl trăiesc, imediat aleargă să-l distrugă. Sunt oameni care nu pot duce drumul spre starea de bine și distrug drumul și distrug proiectul pe drum pentru că lipsa lor de răbdare este cea care, sau lipsa de cunoaștere, lipsa de cunoștințe, sau o grămadă de chestii, dar de obicei este lipsa de răbdare care stă acolo, este o chestie puternică de 1%. Distrugi un sistem întreg în jurul tău și de obicei îți afectează familia, îți afectează stările din jurul tău, pentru că tu nu știi să identifici drumul spre stările în care ți-ar putea fi bine și cam până unde ai putea să mergi pe treaba asta. Mergem mai departe și urcăm către chakra plexului solar, care se cheamă Manipura. Este chakra care la femei se află exact sub sâni și la băieți tot acolo se află, la bărbați tot acolo se află. Este o chakră care, dacă toate roțile se învârt, da? Chakra de jos este roșie, chakra sacrală este portocalie, chakra plexului solar este galbenă. Este o chakră care se referă la felul în care manageriezi, felul că ești iubit, felul în care ești respins, dar mai ales felul în care ești respins, felul în care nu ești iubit. Pentru că acolo se adună toate toxinele lipsei de iubire, venim pe planetă pentru iubire, nu știm să manevrăm stările de iubire sau de lipsă de iubire și acolo se îngustează, să ne gândim la cele două chakre inferioare care ar fi ca o sticlă, iar la Manipura deja se îngustează și se fac așa, se fac ca un fel de gât subțire ca un gât subțire de sticlă. Acolo este o poveste întreagă. Pentru că nu ai loc unde să
manageriezi, nu ai loc unde să procesezi prea multe stări. Iar gâtul acela de sticlă este locul în care simți fluturașii din burtă sau, dimpotrivă, simți fricile alea nebune că nu mai știi ce să faci, că uiți să vorbești. Faptul că această ceacră se află în apropierea inimii, pentru că următoarea ceacră, ceacră de culoare verde și roz, vorbim despre ceacra inimii, ceacra de deasupra, și în vecinătatea ceacrelor inferioare, îți dă foarte, și faptul că se petrece totul pe acest gât de sticlă foarte, foarte gust, îți dă o stare de lipsă de control, nu îți pierzi încrederea, nu ești în stare să dai o șansă din nou. Ajungi să nu trăiești în adevărul tău, tu spui că trăiești în adevăr, dar nu trăiești în adevărul tău. Ajungi în starea de a spune că vrei să-ți controlezi viața și da, unele aspecte din viață trebuie ținute sub control, clarele trebuie ținute sub control în ceacrele astea inferioare și aceasta este ceacra superioară a celor cele trei ceacre inferioare. Sunt trei ceacre inferioare, trei ceacre superioare și avem inima la mijloc, da? Faptul că trebuie să procesezi acest lucru în gâtul sticlei, acest lucru duce la o explozie ca o sticlă de șampanie. Se duce la o explozie ca o decizie în care spui nu mai vreau. Dar chestia asta că nu mai vrei nu este chiar adevărat. Pentru că tu chiar voiai altceva. Tu chiar ți-ai fi dorit să întâmple altceva. Și faptul că nu ești în stare să manageriezi emoțiile legate de faptul că ești respins, legate de faptul că drumul durează mult, legate de faptul că nu ai reușit nici de data asta, legate de faptul că ai avut un plan și el nu funcționează, legate de faptul că până acum poate au fost așa și dintr-o dată tu nu vrei să accepți ceva care este altfel, vrei doar rezultatul a ceea ce este altfel, dar nu vrei și drumul, e bine, acest lucru duce la o explozie în interiorul acestui gât de sticlă. Și se poate transforma în traumă, și este ok să transforme în traumă, că asta este, iar odată ce îți duci viața energetică bazată pe traume, există niște neputințe și există niște lucruri care, așa cum urci pe ceacrele superioare, tu nu le mai lași să se manifeste. Trebuie să fii în stare să nu tratezi următorul om după rezultatele și experiența pe care ai obținut-o în aceste cele trei ceacre inferioare. Trebuie să înțelegi că mare parte din ceea ce ți se întâmplă se întâmplă pentru că nu știi să manageriezi gâtul acesta de sticlă, se întâmplă pentru că gâtul de sticlă, fiind atât de subțire, nu are loc pentru asemenea explozie și, în consecință, gâtul acela de sticlă afectează atât informația ceacrelor inferioare, cât și informația ceacrelor superioare. Este capacitatea de a fi încrezător. Este capacitatea de a dori, de a da șanse, de a te ridica, de a folosi partea bună a ego-ului, pentru că partea bună a ego-ului te umple de energie și te umple de ambiție. Este vorba de a folosi partea bună a ego-ului, da? Este vorba de a simți acești fluturi în stomac, această groapă în stomac. Când manipura, când acest gât de sticlă devine așa blocat, te trezești cumva copleșit de situație, ți se pare că nu mai dai o șansă, ți se pare că nu mai poți duce, ți se pare că îți bați joc de tine, ți se pare că nu faci lucruri, când de fapt tu aveai de procesat acolo ceva care te-ar fi dus spre partea următoare. Nu vorbim de stările în care ești batjocorit sau nu ești văzut sau stările în care ești chinuit. Deci nu vorbim de lucruri în care tu ca om nu ești respectat. Deci nu vorbim despre așa ceva, vorbim de experiențele vieții și vorbim despre ceea ce se întâmplă în spațiul dintre două persoane. Cei care au ceacrele deschise, cei care au ceacra sacrală deschisă și ceacra manipura, această ceacra plexului solar deschis, sunt liberi să-și exprime adevăratul sine. Adică, de nicio treabă, s-a întâmplat așa, e ok, nu s-a întâmplat așa, e ok, mergem mai departe. Cel mai important este relația cu care rămâi cu subiectul, pentru că a merge mai departe în supărare sau în încruntare sau așa, nu este o soluție. Și de obicei, pentru cine practică spiritualitate, este foarte important să poți să ai parte de o discuție în care persoana cealaltă nu exprimă supărare. Este, cred că, cel mai bun exemplu de chestii care sunt reziduri în ceacra aceasta a plexului solar
Sunt, de exemplu, divorțurile în care cei doi soți, după ce au împărțit ani împreună și zile împreună și s-au cunoscut intim la modul cel mai intim cu putință și așa mai departe, ajung când se despart să nu mai vorbească deloc. Chestia ar trebui să poată mai mult. Ei, când ții relația în gâtul ăla de sticlă, nimic altceva nu mai este cu putință. Și nici nu vezi mai departe, că ai mai putea să fie un om de la care să te inspiri, cu care să petreci un timp mișto, un prieten, un amic bun cu care ai putea împărți ceva. Deci ajungi acolo și rămâi în gâtul ăla de sticlă și mai mult de atât nu poți să faci. Mai mult de atât nu te duce mintea, mai mult de atât mergi pentru că aplici aceleași legi interioare, aceleași legi din trecut, în condițiile în care tu îți dorești ceva, tu îți dorești altceva, tu îți dorești să fii văzut altfel, tu îți dorești să crești, să evoluezi într-un alt mediu. Dar, de fapt, ritmul tău este altul și cu această ocazie, în această situație, nu ai făcut față. Deci, practic, managementul stărilor care se blochează în plexul solar țin foarte mult de chakra sacrală, chakra sacrală care reprezintă sexualitatea, iar explodează, se duce pe de o parte emoțional și decizional în chakra plexului solar, după care lasă reziduri în rădăcină, iar omul se hrănește cu acele reziduri și îți dai de mâncare în continuu propria ta versiune, ce ai văzut tu, ce ai crezut tu, cum îți imaginezi tu că se întâmplă lucrurile, în timp ce în afară universul este mare și lumea trăiește după alte reguli și lumea nici nu se uită la chestiile astea, că pe nimeni nu interesează cu adevărat trăirile și durerile tale. De aceea trebuie să știi, de exemplu, în Kabbalah se dau 7 zile, da, pentru starea de mourning, pentru starea de doliu, după care lucrurile poți să începi să le iei de la capăt. Dacă ai cu cine să te dezvolți personal, dacă ai dacă ai un mentor lângă care să crești, poți ieși foarte ușor din povestea acestor 3 chakre inferioare. În așa fel încât în inima ta să nu ajungă o informație de la cele 3 chakre inferioare care să-ți rănească inima, care să-ți o zdrobească. Pentru că acolo este o chakră esențială. Este de fapt ca un nod feroviar, este ca un nod din ăsta aerian pe unde trec toate, știm cum sunt stațiile mari, de exemplu în Europa la Londra, este așa la Amsterdam, toată lumea dacă vrei să pleci undeva, acolo se face conexiunea, da? Cum ar fi în Statele Unite la New York sau la Atlanta, da? Acolo sunt nodurile mari de zboruri aeriene. Ei bine, cam așa se întâmplă cu inima la noi. Dacă nu știm să avem grijă de aceste chakre inferioare, ele ajung și rănesc inima, iar inima transmite, bate într-un alt ritm, transmite pe o energie care nu este văzută de chakrele superioare. Între ghilimele, nu este văzută. Iar dacă din chakra superioară coboară informație spre inimă, inima nu poate duce pentru că nu și-a procesat încă sistemul de îndoliere. Lumea trăiește toate aceste stări de iubire, ură, bucurie, tristețe, fără a le accesoriza cu cuvântul energie. Ori toate aceste lucruri, bucurie, tristețe, toate astea sunt energii. Și dacă sunt energii, atunci trebuie văzute și tratate ca energie. Și atunci trebuie să te duci spre chakre, trebuie să te duci spre rotițe, spre cele 10 sfirot, de fapt. Când o să vorbim despre cele 10 sfirot, o să vedem că este și mai interesant de atât. Vorbim despre ele și ne dăm seama că le ignorăm, de fapt, ca energie, continuăm să le alimentăm cu energie de joasă speță, deși noi credem că este o energie diferită, iar inima, de fapt, umblăm cu o inimă îndoliată care nu duce. De aceea, echilibrarea chakrelor, alegerea cu foarte mare atenție a partenerilor în anumite perioade energetice, în anumite zile, în anumite perioade când niște lucruri trebuie să înceapă, când se așează lucrurile, când se așează chestiile așa cum trebuie pentru noi, atât pentru business, cât și pentru viața privată, da? Astea sunt absolut de bază, pentru că totul până la urmă nu este altceva decât o energie, da? Deci vorbeam despre zona stomacului unde este localizată și vorbeam despre faptul că acest lucru stimulează stima de sine, încrederea în sine și faptul că, indiferent ce ni se întâmplă în viață, tot noi suntem, nu suntem alții. Tot noi suntem, nu suntem alții și chiar dacă nu-mi place cum mă simt sau chiar dacă am o stare de nesiguranță sau o stare de respingere sau o stare de supărare, până la urmă
ceea ce se întâmplă în prezent, prezentul este cel mai bun plan, că el deja s-a întâmplat, și se spune, în chakra plexului solar se spune că iubirea de sine începe atunci când eu mi-accept toate părțile din mine. Este o chakră care are culoarea galbenă și ca și piatră, ca să dau ca și fapt divers, ca și piatră este chihlimbar. O piatră, chihlimbar, este o piatră foarte specială, nu avem acum timp să vorbim despre asta. Este o piatră foarte specială, chihlimbarul. Merită căutată povestea chihlimbarului, pentru că nu degeaba a ajuns să fie povestea plexului solar. Zona aceasta se dezvoltă între anii 15 și 21 de ani. Și vedem că este exact zona adolescenței. De ce este atât de important cum trecem prin adolescență? Pentru că dacă trecem prin adolescență ca fiind de cei mai urâți, prostul clasei, proasta clasei, urâtul și urâta clasei, respinși clasei sau ca persoane care ne dorim să-i satisfacem pe ceilalți copii pentru a obține un statut social în clasă, ne dăm seama că acolo în plexul solar un copil nu poate procesa multe și că acest gât de sticlă combinat cu partea de adolescență și cu partea hormonală devine un spațiu foarte îngust. De aceea trebuie să avem grijă cum ne comportăm. De aceea vedem că unii oameni rămân infantili, și nu vorbesc de copilărie, nu vorbesc de oameni care sunt plini de viață și sunt copilăroși și așa. Vorbim de un anume gen de infantilitate, nu vorbim de o naivitate de asta drăguță, scumpă și așa, vorbim de o infantilitate și de o nevoie continuă de atenție, pentru că acel gât al sticlei a fost prea mult populat cu energii din care nu s-a putut crește. N-ai putut ajunge la o stare de echilibru. Prin gâtul de sticlă ar trebui, de fapt, să circule energiile chakrelor inferioare către sus și energiile chakrelor superioare către jos. Ar trebui ca acești fluturași, aceste emoții, care sunt mai mult decât constructive, să lase gâtul de sticlă complet gol, iar invers, să ne dăm seama, stai puțin că este doar o părere, stai să mă dau deoparte, pentru că prefer un gât de sticlă, un canal liber și niște fluturi de ăștia frumoși care să nu mă anihileze, să pot vorbi, să pot să fac față, să-mi construiesc viața cu ea. Mergem mai departe și ajungem la chakra inimii. Chakra inimii, care se numește Anahata, este considerată a avea culoarea verde și roz. Este chakra zodiei Taur. Este chakra care în cele 10 sfirot se numește Tiferet. Este o chakra extraordinară. În Kabbala se spune că în această chakra inimii locuiește Dumnezeu. De aia se spune să faci ce îți spune inima. De aceea, de exemplu, într-o relație intimă, dacă tu ai acest canal deschis și tu faci ce îți spune inima, poți identifica clar când este momentul să faci un lucru sau altul într-o relație, spre deosebire de alte persoane care, sau de parteneri care pot ajunge acolo, da, ghidați de partea superioară și partea inferioară, dar ignorând complet faptul că există în inimă un ritm care te îndeamnă să faci un lucru sau altul. Este de fapt acolo, deci dacă gâtul sticlei este o punte, nu este o punte de trecere, este un canal de trecere a stărilor inferioare către inimă, ei bine, când ajungem la inimă, inima este deja o punte de trecere la vedere între energiile chakrelor superioare și energiile chakrelor inferioare. Atunci când vorbim despre spiritualitate, vorbim de chakrele superioare, și când vorbim de materialitate, vorbim de chakrele inferioare. Da? Cu chakra inimii, cu Anahata și cu inima, se spune că acolo, se spune în Kabbala, acolo există tronul unde trăiește Dumnezeu și unde stă Dumnezeu. De aceea trebuie să cercetăm în permanență dacă pe acel tron îl vedem pe Dumnezeu că stă acolo. Kabbala este incredibilă cu explicația asta. Îl cercetăm pe Dumnezeu să-l vedem că stă acolo. Este un tron care trebuie să fie ocupat, îl și vezi că stă ocupat. Și de aceea, din inima noastră, putem să dăruim și să primim iubire. Întâi dăruim și mai apoi primim. Da? Când cineva este hapsân, când este rău, când este zgârcit, îl vezi că nu este pus pe comunicare din punct de vedere spiritual, da? O să vedem că
avem parte de niște oameni care nu se deschid pe deplin, sunt niște oameni cu a cărei conversație nu chiar ne bucurăm de acea conversație. Se vede când un om are chakra inimii blocată. Și de obicei, când stăm foarte mult în stări de nemulțumire și de nefericire, când am fost înșelați, când am pierdut iubirea, când n-am putut să ținem iubirea cuiva, când ne-am dorit să fim iubiți și nu am fost iubiți, când am fost respinși, când s-a jucat cu noi un du-te vino, ei, inima s-a hrănit din chakrele inferioare cu o grămadă de trăiri de genul ăsta. N-am știut să folosim culorile inimii, atât verde, care înseamnă înflorire continuă și înverzire continuă, cât și roz, care reprezintă înflorirea și legătura cu universul, și ne trezim cu o inimă suferindă. Acest lucru duce la împietrirea inimii. Românul este mare cabalist. Are o grămadă de lucruri, are o grămadă de expresii care țin de inimă. Când spui că are inima împietrită, știi că nu mai poți simți pe un anume lucru pentru că a fost prea mult, prea greu și nu mai știi cum să-i dai drumul. Este de preferat să cauți să vrei să trăiești decât să nu simți, să nu vrei să nu trăiești. De cele mai multe ori lumea spune, da, dacă am de ales să trăiesc sau nu trăiesc, eu aleg să trăiesc. Iar dacă sunt în fața stării de a trăi, nu sunt în stare să o ducă. De ce? Pentru că nu au o legătură așa cum se cuvine cu chakra inimii și nu știu cum funcționează chakra. Dacă inima cuiva este deschisă, poate pune în practică unul dintre cele 72 de nume ale lui Dumnezeu, care reprezintă certitudinea că dacă eu sunt bine intenționat, dacă eu am iubirea de partea mea, este clar că rezultatul a ceea ce fac va duce la iubire și va fi ceva extraordinar. Totodată o persoană care are inima deschisă poate să ajungă să experimenteze empatie, compasiune, iubire, te poți opri să te ocupi de un pui de pisică pe care îl vezi pe stradă, te poți opri să uzi o plantă pe care o vezi că nu mai poate duce, te poți opri să-ți aduci aminte că un coleg de la grădiniță a avut ziua de naștere și ce-ar fi dacă îl suni să-i spui la mulți ani. Ești în stare să treci în relațiile pe care le ai în jurul tău și de prietenie și de iubire, ești în stare să treci peste neputințele oamenilor, ești în stare să nu umbli jignit, supărat, cocârjat în interpretarea lucrurilor pe care le dai, pentru că interpretările au loc în chakrele inferioare, da? Și tu hrănești inima cu stările chakrelor inferioare și n-ai cum să nu o procesezi, pentru că chakra inimii se află exact aici în mijloc, aici în spate, în piept, exact în spate, și acolo se află și plămânii cu aer, acolo se află și inima care bate. Deci, practic, este o zonă extrem de sensibilă. De aceea, când este întrebată lumea unde se află inima ta, unde se află sufletul tău, inima ta în sens de suflet, lumea duce mâna la piept. Deci, acolo tu trebuie să ai grijă cu ce hrănești inima, având în vedere chakrele inferioare, și trebuie să ai grijă ca inima să fie deschisă, să poată primi ce vine de la chakrele superioare, fără să le tot interpretezi și fără să-ți dai cu părerea la nesfârșit. Este clar că primul pas este acela de a ne iubi pe noi, pentru că atunci când ne iubim pe noi destul, suntem în stare să trecem peste, să vorbim cu ceilalți, să nu ne uităm și să spunem, omul ăsta m-a jignit. Este treaba lui dacă a jignit, nu este treaba noastră. Da, putem să nu mai facem același lucru cu el, dar acest lucru nu ne împiedică să avem o discuție, să putem spune o bună ziua unui om. Această chakră se dezvoltă între vârstele de 21 și 28 de ani. Mai avem încă multe lucruri de spus despre chakra inimii. Am ajuns la sfârșitul emisiunii. Continuăm în emisiunile viitoare cu povestea restului de chakre. Sunt Tea Haimovic, vă mulțumesc că ați fost cu noi la emisiunea Kabbalah 100%. Vă invit să intrați pe comunitatea emisiunii pe Facebook, Kabbalah 100% by Tea Haimovic, și acolo așteptăm întrebările voastre. Să avem o noapte liniștită, ne întâlnim cu drag săptămâna viitoare. La revedere!